În caz că ne-ai ratat, iată cele mai interesante lucruri care s-au întâmplat săptămâna aceasta în lume. Scrie în comentarii care știri ți s-a părut cea mai interesantă și dacă mai e vreuna care trebuie adăugată. Cel mai mare acvariu cilindric din lume, Aquadomul din Berlin, a explodat, ucigând toți cei 1500 de pești exotici. Și 1 milion de litri de apă au inundat străzile din jurul hotelului. Meta a dat în judecată pentru 2 miliarde de dolari din cauza incitării la ură în războiul etiopian, susțin acuzatorii. Franța introduce gratuitatea prezervativelor pentru tineri între 18 și 25 de ani. Guvernul danez vrea să anuleze o zi de sărbătoare pentru a crește bugetul apărării. Această zi ar urma să fie Marea Zi a Rugăciunii, a patra duminică de după Paști, sărbătorită din 1686. Susținătorii fostului președinte brazilian Bolsonaro, care tocmai a pierdut alegerile în Brazilia, au încercat să intre cu forța în sediul poliției. Inundații devastatoare în Congo, unde peste 120 de persoane și-au pierdut viața în Kinshasa. Armata israeliană admite că a ucis neintenționat o fetiță de 16 ani palestiniană. Iranul dat afară de la Agenția pentru Femei a Națiunilor Unite. Japonia schimbă legile arhaice care dau custodia copilului după divorț tatălui. Messi devine primul jucător care câștigă de două ori balonul de aur la două cupe mondiale diferite. Atmosfera din Buenos Aires este incendiară, milioane de oameni au ieșit peste tot în străzi din Argentina și din lumea întreagă pentru a sărbători a treia câștigare a Cupei Mondiale de către Argentina. Asta după un meci, mulți spun cel mai frumos meci din istoria fotbalului între Franța și Argentina, terminat 3-3 câștigat de Argentina la penalti. Scrie în comentarii ce părere ai și dă mai departe.